Deputatul PSD Mehedinți, Cornel Folescu, critică în termeni duri populismul USR. Cunoscut drept un politician care spune lucrurilor pe nume și nu suportă dezinformările, socialdemocratul nu se desminte nici de această dată și șterge pe jos cu unul dintre cei mai privilegiați bugetari ai României. Pentru a asigura cea mai eficientă și rapidă metodă de absorpție a fondurilor din Programul Național de Redresare și Reziliență, Partidul Social-Democrat a propus și a reușit să impună ca agențiile pentru dezvoltare regională să fie cele care vor gestiona și care vor face plățile către beneficiarii pentru investițiile cu impact asupra dezvoltării regionale. Deputatul PSD Mehedinți Cornel Folescu a transmis pe pagina sa de socializare un mesaj în care trage un semnal de alarmă cu privire la irresponsabilitatea și incompetența USR în gestionarea guvernării atunci când au fost la conducerea României. Constat cu amărăciune că USR, prin bugetarul de lux al României, continuă practica dezinformărilor cu care ne-a obișnuit în ultima vreme. Ne vorbește despre moralitate și integritate, un om care beneficiază de două pensii speciale, de la Parlamentul European și Consiliul Europei și o rentă viageră în valoare de 300.000 de euro, dar pozează în adversarul pensiilor de lux. În schimb, absolut nimic din ce spune nu este susținut de vreo prevedere legală actuală sau aplicabilă în viitorul apropiat. Și dacă tot am ajuns la capitolul USR, vă mai spun un lucru. Toată această degringoladă cu testarea elevilor în școli se datorează ineficienței și incompetenței miniștrilor USR, care nu au fost capabili să pună la punct un sistem viabil, deși au avut toată vara la dispoziție și știau că urmează un nou val de infectări. Partidul Social-Democrat consideră faptul că fondurile europene disponibile prin acest instrument reprezintă principala cale de finanțare a investițiilor necesare pentru dezvoltarea României. De asemenea, deputatul PSD Mehedinți, Cornel Folescu, a garantat românilor că vor putea să crească și să reproducă în continuare porci în gospodărie. Nu în ultimul rând, doresc să asigur toți românii că vor putea să crească și să reproducă în continuare porci în gospodărie. Vom avea grijă ca forma finală a legii, care va trece de Camera Deputaților, să cuprindă cu claritate aceste aspecte, astfel încât să ne putem continua tradiția.